seara! Bună seara! Numele meu este Teo Ionițe și eu sunt foarte tânăr. Asta aș vrea să știți despre mine. Am 18 ani și... nu! Și eu sunt atât de tânăr încât în momentul ăsta îmi dau două coșuri, bă. Cam atât de tânăr sunt eu. Am o grămadă de coșuri pe față, nu știu ce să fac cu ele. Le-am dat și cu marihuana și tu unul s-au spart. Eu încerc să scap de el, dar nu reușesc. Am probleme mari că-s mic. Sunt mic și de statură. Eu sunt atât de mic încât atunci când am fost să-mi fac vaccinul, mie nu mi-au băgat chip, mi-au băgat microchip. Sunt de mic sunt eu. Să vă mai zic așa chestii despre viața mea. Eu am dat bacul. Wow! No. Am zis că l-am dat, nu că l-am luat. Te-ai aruncat un pic cu entuziasmul ăsta. Dar a fost o chestie la bac, a fost super tare. Mă întreba multă lume înainte de bac, Teo, ai emoții înainte de bac? Bă, cu aia emoții am avut cu Nuia Velunga, gică mea, ciclu 2 săptămâni. La bac eram ok, bă, băiatule, n-aveam nicio treabă. Am intrat acolo, erau 2 supraveghetori, bine supraveghetori, maxim veghetori, dacă mă întrebați pe mine, că n-aveau mare treabă băieția. Am intrat acolo, am zis, bună ziua, dau și-o bacul. Și a zis, ok, ia un loc, dar buletinul nu-l ceri? Ah, bă, da, buletin, nu l-am la mine, ok. Du-te. Ei nu aveau treabă cu nimic. Aveau un pic sindromul Fulgii, băieții ăia, că nu prea știau ce se întâmplă cu ei, așa erau de pe altă planetă. Era, n-aveau nicio treabă. Aveau niște fețe, zici că știți fețele alea ale oamenilor care aleargă după metrou și nu-l prind? Așa se uitau băieții ăia la mine, știi? Zici că ei dădeau bacul, mă, nu eu. Așa se uitau la mine. Dar, na, a fost ok la bac. Frica mea înainte de bac nu era neapărat că nu-l iau. Frica mea înainte de bac era să nu mă dea ăștia la știri la perle la bac. Că aș fi în stare. Băi, eu zicem de băia care a învățat engleză de pe storiile lui Țancă Uraganu. Nu trebuie să ai mare așteptări de la mine, bă, băiatule. Eram la pregătire la geografie și m-a întrebat profa, Teo, la ce mare are ieșire portul Liverpool? Și eu am zis, nu știu. Și a zis, mi-a mai pus o întrebare ajutătoare, ca eu să-mi dau seama. Și mi-a zis, e marea aia în care se scaldă englezii. Și am zis, Marea Britanie? Pare nu era asta. Tot la geografie, eram efectiv, în timp ce dădeam bacul la geografie, era acolo un exercițiu, scrieți datele deltei Dunării. Și am scris delta egal cu B pătrat minus 4AC. Ce cap. A fost ciudat, m-am pregătit înainte de bac. Adică am vrut să mă pregătesc. Bine, nu eu, mama. A zis, ok, hai, faci meditații la mate, m-a trimis la meditații la mate. Bă, dădeam 120 de lei, bă, băiatule, ca să fac nimic, nu mare lucru, adică nici nu merita banii aia femeia, adică am prins femeie cu 50 de lei care făceau mai multe decât ea. Era... Nici nu făcea integrala cu finalizare, bă, băiatule. Dă-i 120 de lei. Aia 120 de lei. Și eu am zis că trebuie să completez un pic de aia 120 de lei ca să mă simt și eu împlinit, așa. Și eu am început să-i fur la asta magneții. Mă duceam la ea la bucătărie, la frigider acolo și băgam de toate în buzunare. Acum am acasă, am de toate. Am Egipt acasă, am Guadalupe, am un post de frigider cu ea și bărbatul, l-am botez în 14. Să fie acolo, bă, niciodată nu știi când îți trebuie. Și nici nu se potrivesc atât de bine pe frigiderul alor mei, că ai mei nu-s cei mai umblați oameni. Hai că maxim eforie acolo. Cred că maica mea a fost cel mai departe de grență când a trecut de geamandură la mare. Vă jur. E foarte ciudat. Noi acasă avem doar magnezi cu eforie, dar i-avem foarte bine puși, că ea cu eforie în ori sunt în partea de sus a frigiderului și ea cu eforie în partea de jos a frigiderului, la congelator acolo. I-am pus foarte bine. Sunt foarte, foarte deștepții mei, sunt creier. Îi duce capul. Nu cap pe mine. Eu, na, nu sunt cel mai inteligent. Am dat la facultate și n-am intrat la facultate. Am dat la SNSPA și apare n-am intrat. Și eu sunt sigur că cine a făcut listele alea de la SNSPA e femeie, pentru că m-a pus pe listele de așteptare. Că eu așa sunt, mă. Eu sunt a treia variantă dacă nu vor primi 4, știi? Acolo sunt. Stau acolo. Nu te deranjez. Dar am și... Pot să am o chestie din asta, dar nu-mi vine cuvântul. Eu nu știu multe cuvinte și când încerc să folosesc cuvinte care nu sunt în vocabularul meu, îmi iau pe creierul razna. Nu știu, am o chestie. Putem să zicem chestie la orice. Am o chestie, că un motiv pentru care eu n-am putut să învăț ca lumea pentru bac, că puteam să fac mai mult, eu am făcut școala online în ultimul timp și e foarte ciudată școala online. Eram la un moment dat la o oră din asta online și o colegă de-a mea a început să facă sex. Toată ora.
cu microfonul și cu camera ambele deschise, bă, băiat. N-avea nicio treabă, o durea la păsărică, cum ar veni, că... N-avea. Dădea acolo băiatul ăla, bă, dar toată ora, bă, dar nu mai ești o pauză de sandwich, bă. Chiar așa, nu poți, era și doamna profesoară acolo, bravo copii. De când am mai văzut așa ceva? 10 în catalog la amândoi. Și eu mă uitam așa la ea și îmi ziceam în capul meu, bă, dar ce face, bă, fata asta aici? Se pregătește de ase? Și în final, eu aș vrea să vă zic că eu am visuri, vise. Na. Am zis ambele variante ca să nu greșesc. Eu și visez noaptea, mă și gândesc la chestii din viitor, merg amândouă. Dar am un vis foarte mare, o meserie de viitor pe care eu vreau să o am. Eu vreau să fiu tâmplar și o să vă explic imediat de ce. Eu vreau să fiu tâmplar când o să fiu mare, pentru că sunt sigur că dacă aș fi tâmplar, aș fute în masă. Și cu asta v-am lăsat, la seară bună în continuare, pa, pa! Băi, nu știu ce e cu voi, nu știu ce e în mintea voastră de ne urmăriți atât, pe cuvânt vă spun. Mai ieșiți și voi în parc să trageți aer în piept, să vă bată vitamina D peste față. Sau mergeți la terasă, la The Full și beți o bere. În fine, dacă voi chiar insistați, vă las aici niște playlist-uri pe care să le urmăriți.